Bună ziua, stimați prieteni, eu mă uit și la întrebările care vin. Sunt bucuros să vă salut. După cum am promis, indiferent de rezultatele alegerilor, noi o să continuăm acest format de discuții. Mi se pare că e deja unul la care v-ați obișnuit. De aceea, în fiecare zi de vineri, doar să vedem, poate să schimbăm în început săptămânii, cu toate că eu sunt pentru formatul de vineri, o să avem aceste discuții, acest live, sau o să facem înregistrare din timp la 8 subiecte, cum am făcut anterior. Dar scopul este să fiu la dispoziția dumneavoastră, să răspund la întrebările pe care dumneavoastră doriți să mi le transmiteți și astăzi avem mai multe întrebări la care vă răspunde. Noi am redenumit această emisiune Președintele Igor Dodon răspunde. Eu cred că este corect. Unii au făcut haz că a apărut Steluța. Steluța a fost tot timpul din 2011 alături de socialiști. De ce? Eu nu văd nicio problemă în aceasta. Avem vreo 7-8 întrebări de la media, avem vreo 10 întrebări care au venit text de la cei care ne privesc, de la dumneavoastră, stimați prieteni, pe rețelele de socializare, dar eu vreau din start să mă opresc la 5 subiecte, care eu consider că sunt unele dintre cele mai actuale acum și mulți dintre dumneavoastră vă întreabă poziția, chiar și în adresări personale. Eu cred că pe marea majoritate vă interesează următoarele, cu alegerile prezidențiale, și face mai asantul mai departe. Are pază, n-are, că văd că mulți mă întreabă la acest capitol. Al doilea subiect, va fi Dodon sau nu prim-ministru? Al treilea subiect, în Parlament ce se întâmplă? Este majoritate parlamentară sau nu? Al patrulea subiect la care voi răspunde acum de la început, ce facem cu alegerile anticipate? Și când? Și a cincilea vreau să vin cu un mesaj mic la cei care mă critică, sfetnicilor. Sunt, văd că unii care au un procent jumate la limita erorii, încearcă să-mi dea sfaturi. Deci la aceste 5 subiecte o să mă refer din start, după care răspund la întrebările din partea mass media. Dacă nu o să fie aceleași întrebări la care deja mă referi, subiecte care mă voi referi din start, și după care vă rog să-mi dați și întrebările live care vă interesează. Așa, ce cu alegerile prezidențiale? Noi avem în Republica Moldova președinte ales, doamna Maia Sandu, pe care eu am felicitat-o. Da, sunt mai multe întrebări referitor la cum a avut loc votarea în data de 15 noiembrie și au fost depuse și unele contestări și logic să depui aceste contestări. Pentru că cei care au votat pentru mine și solicită de la mine ca eu să fac unele acțiuni. Ați văzut fraudarea în țările membre ale Uniunii Europene. Ați văzut cum transportarea alegătorilor. Deci e clar că aceste întrebări sunt, dar o să merge conform procedurii legale. Nu știu ce ne spunea că probabil sunt primele alegeri de ultimii 10 ani, când lumea nu ieșește în stradă. Și vreau să apreciați acest lucru, stimați concetățeni, indiferent pentru cine ați votat, pentru stânga sau pentru dreapta. Eu nu am chemat lumea în stradă. Pentru că oamenii responsabili, policieni responsabili, doar mă consider un polician responsabil, nu trebuie să destabilizeze situația în țară. Deci noi avem obiecții față de data de 15, am depus contestările, dar vor merge strict juridic. Pe doamna Maia Sandu, președinte ales, președinte în funcție va fi după depunerea jurământului, am felicitat-o și mai departe merge procedura CEC, Curtea Constituțională. Asta e primul moment. Tot referitor la alegeri prezidențiale. Ce au ratat aceste alegeri prezidențiale? Aceste alegeri prezidențiale au arătat că legitimitate și susținere masivă din partea cetățenilor o au doi politicieni. Pe dreapta Maia Sandu și pe stânga Igor Dodon. În interiorul țării eu am acumulat 49%, mai mult de 49% din votul cetățenilor. Și aceasta în condiții de COVID, secetă, pandemie, criză economică. Și când toți băteau într-un singur candidat împotriva lui Dodon. Eu consider că acesta este un rezultat foarte bun. Evident, ne-am dorit mai mult, dar acesta este un rezultat foarte bun. Și aici eu vreau să-i asigur pe cei care m-au susținut, stimați concetățeni, dragi prieteni, cei care ați votat pentru mine. În primul rând, eu vă rog să fiți calm. Eu știu că vă doare undeva în suflet. Eu sunt scris mesaje, 10 sute. Dar eu vă rog să fiți calm. Să fiți puternici, așa cum sunt eu puternic. Я спрошу, быть сильными. Не поддаваться на эмоции. Конечно, неприятно.
Я даже встретился на улице, несколько женщин плакали. Что будет дальше? Я вам обещаю, что я буду бороться за ваши интересы. За те ценности, за которые вы голосовали. Jumate de țară a votat pentru mine. Și eu sunt obligat și în continuare să fiu responsabil și alături de acești oameni. Cei care au votat pentru oponenta mea, Maia Sandu, eu vă înțeleg poziția dumneavoastră. Eu cred că din cei care au votat pentru Maia Sandu, vreo 10-15, poate chiar 20%, nu au votat pentru Maia Sandu. Au votat pentru schimbări, au vrut să schimbe situația. S-au obosit de COVID, de situația. Situația nu e simplă în țară. Și dumneavoastră ați crezut că haideți să votăm pe altul, poate să schimbați ceva. Asta a fost, cred că, votul dumneavoastră. Și eu vă înțeleg, vă respect, vă stimez poziția, sincer. Dar îi chem și pe mei, și pe cei care au votat pentru Maia Sandu. Haideți să oprim această ură. Uitați ce facem rețele de socializare. Noi trăim între aceeași țară. Noi trebuie să dăm dovadă de înțelepciune. La urmă, avem maturitate politică din partea liderilor. Oprim această discuție, această febră electorală care a trecut. La voi e euforie, o să treacă și euforie, trebuie să ne întoarcem pe pământ. Și în general ar fi bine să fie o discuție între cei doi lideri, între Dodon și Maia Sandu, în timp apropiat. O discuție unde să vedem cum merge mai departe. Cum asigurăm transferul, cum îi oferă locul de președinte. Sunt proceduri. Am spus ce, Curtea Constituțională, după data de 24, dacă nu greșesc, da, pe 24 decembrie, și din câte am înțeles, anume 24-25 planifică să facă inaugurare, păi haideți să discutăm. Eu am dat indicația, apropo, colegilor din administrația prezidențială, pentru că de inaugurare se ocupă serviciul protocol al Ministerului Afacerilor Externe, se ia legătură cu oficiul doamnei Maia Sandu și să facem toate procedurile legale. Așa îi fac niște oameni maturi, care dau dovadă de maturitate politică. Pentru că asta e legitimitatea la doi lideri. Pe stânga e Dodon, pe dreapta e Maia Sandu. Și dacă suntem oameni maturi politic, haideți să oprim toate discuțiile astea care sunt în societate și să dăm șans să meargă mai departe. Acum, în ceea ce ține de, pentru că este, mi se pare, și la presă, întrebarea cu faza. Uitați-vă un lucru important. Maia Sandu a avut dreptul la pază de stat până pe 14 noiembrie 2020. Adică până sâmbata trecută, înainte de alegeri, în calitate de ex-prim-ministru. Pentru că pe data de 14 noiembrie 2019, prim-ministrul Republicii Moldova a fost votat de Parlament, domnul Chicu, și prim-ministru, în fost prim-ministru, ex-prim-ministru, are dreptul un an, 12 luni la pază. Și această pază a fost acordată anul trecut, pe data de 14 septembrie 2019. Însă la 28 martie curent, anul acesta, 2020. Doamna Maia Sandu a refuzat de pază. A scris cerere. Serviciul Protecție și Pază de Stat, SPPS-ul, nu a acceptat acest refuz, pentru că este articolul 6, alineatul 6 din legea SPPS, care spune că în condiții de stare de urgență, dar noi în luna martie eram în stare de urgență COVID, serviciul nu poate refuza pază pentru persoanele care sunt protejate de stat. Doamna Maia Sandu a dat în judecată pe data de 23 aprilie, SPPS-ul și de pe data de 23-24 aprilie, deja SPPS-ul nu mai acordă pauză. După alegerile prezidențiale, persoanele care au dreptul la pază sunt președintele țării, în general, sunt președintele, speaker și premier. Ei au dreptul la pază din momentul când intră în funcție. Președintele țării intră în funcție pe data, la momentul depunerii jurământului. Jurământul a spus să fie pe 24-25 decembrie, numai devreme. Din momentul acela are dreptul la pază. Dar țin cont de situația care este în țară. Eu am luat decizia și am dispus ca paza să fie acordată doamnei Maia Sandu, săptămâna aceasta. Cu toate că legislația nu presupune. Și Maia Sandu, care a refuzat în luna aprilie și a dat în judecată SPPS-ul, acum a acceptat paza și are paza și la scară și la așa mai departe. De ce? Haideți să oprim speculațiile astea. Că nu vreți să iei paza, nu știu ce și așa mai departe. Eu m-am explicat care a fost procedura. Este primul subiect legat de alegeri prezidențiale. Alegerile au trecut, trecem procedurile juridice, CECU-ul, instanțele de judecată care trebuie să examineze aceste contestări. Nu de ce că, au cum să spune cineva, că e că vrea să anuleze alegerile. Eu vreau ca toate aceste încălcări să fie fixate de judecată, să fie luată o decizie pentru următoarea perioadă, pentru că o să mai avem alegeri.
Și atunci când o să, la următoarele alegeri, o să ducă cineva iară cu autobusele și o să aducă alegători la o secție de votare din Est sau din Vest, și cineva o să conteste. Să știm că au fost decizia judecății care a spus că asta e încălcare sau nu e încălcare. Asta e scopul acestei contestări. Și deja după data de 23 decembrie, pentru că așa e procedura, vedem inaugurarea și mergem înainte. Calm, liniștit, fără destabilizări. Al doilea subiect. Am văzut că unii analiști, showmeni, politici, au început să lanseze speculații că Igor Dodon repede o să facă nu știu ce, să duce în demisie, Grecian îl numește și va deveni prim-ministru până la sfârșitul acestui an. Mare aberație. Asta ar fi cea mai mare greșeală din partea mea acum. Mandatul președintelui Igor Dodon este până pe data de 23 decembrie sau până la depunerea jurământului de către următorul președinte. Așa că până pe data de 23 decembrie sau până la depunerea jurământului următorului președinte, eu nu voi da demisia și nici nu am de gând să merg la funcție și la combinații acestea prim-ministru sau nu știu unde. Eu, după depunerea jurământului din partea noului președinte ales, îmi restabilesc calitatea de membru al PSRM, al Partidului Socialiștilor, și revin, sper cu susținerea colegilor, deja am primit această invitație, la Congres, revin în fruntea Partidului Socialiștilor, pe care eu l-am creat și l-am ridicat din 2011, de la zero. Apropo, un lucru important care trebuie să înțeleagă toți. Toate funcțiile, la moment, a președintelui țării, a prim-ministrului, a speakerului, a miniștrilor, a tot felul de funcționari, direcții de agenții și așa mai departe, se datorează cui? Se datorează Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care a obținut cel mai mare vot din credere din partea cetățenilor anul trecut la alegeri parlamentare. Partidul Socialiștilor este partid de guvernare, reprezentanții căruia sunt în fruntea Parlamentului, speakerul Parlamentului, în fruntea primăriei municipiului Chișinău, în fruntea autonomiei Găgăuzii. Partidul Socialiștilor are cea mai mare fracțiune parlamentară, 37 de deputați, 22 de consilieri municipali în Consiliul Municipal Chișinău, 21 de președinți de raioane și peste 240 de primari. Este cea mai mare forță politică din Republica Moldova. Da, Partidul Socialiștilor are nevoie de resetare. Refresh, dacă doriți. Perezagruscă. E ca de perezagruscă aceasta pe SRM, mă voi ocupa eu personal, după anul nou. Până la sfârșitul anului să fie congresul, după anul nou să mă ocup de acest lucru. Avem nevoie de mai multe actualizări în interiorul formațiunii politice, mă voi ocupa de acest lucru. Apropo, Partidul Socialiștilor are semnate acorduri cu foarte mulți parteneri străini, cu partide de guvernare, de exemplu, din RSE, din Federația Rusă, unde o să meargă în timp apropiat. Are acord semnat cu Partidul de Guvernare din China, din Turcia. Avem semnate acorduri cu socialiștii din Serbia, din alte state. Câțiva ani urmă am inițiat semnarea acordului cu Partidul Social-Democrat din Bundestag, din Germania, și nu l-am dus până la capăt. Acum trebuie să revenim la acest lucru. Trebuie să devenim membri internaționale socialiste și multe, multe alte lucruri. Că asta este o agendă foarte încărcată, de care noi ne vom ocupa, eu personal, împreună cu colegii, cu echipa, țin conști de experiența care le țin, parcursul următoarei perioade. Al treilea subiect de actualitate care interesează pe mulți, majoritatea în Parlament. Există sau nu există coaliții? Nu, în Parlament nu există la moment niciun fel de coaliție. Avem guvern minoritar, în frunte cu domnul Chicu, care este susținut de 37 de deputați din partea Partidului Socialiștilor și 2-3 independenți. Adică are susținerea a 40 de deputați. Apropo, la acest capitol vreau să menționez un lucru important, pentru că am auzit speculații. Eu nu voi accepta transfugi în fracțiunea PSRM. Eu acest lucru l-am menționat în februarie anul trecut, după alegerile parlamentare, că fracțiunea PSRM poate să crească doar în mod natural. Ce înseamnă mod natural? Alegerea începată pe circumscripție. Dar să accept deputați din alte fracțiuni, lucrul ăsta noi nu o să-l accepte. Și eu cred că lucrul ăsta e corect. E cinstit față de alegători, față de cetățenii noștri. Deci acum avem 37 deputați în fracțiunea PSRM, sunt 2-3 deputați care susțin acest guvern,
adică acest guvern are la sigur susținerea 39-40 deputați, mai avem nevoie de susținerea 10-11 deputați. Eu nu văd nicio formă de coaliție până la sfârșitul acestui an. Până la sfârșitul lunii decembrie 2020, eu cred că nu va fi nicio fel de coaliție în Parlament. Vor fi votate proiectele de legi, inițiativele guvernului sau inițiativele deputaților, așa, situativ. Uitați-vă, ieri s-a votat unanim mare majoritatea proiectelor. Nu știu, acum e ședința Parlamentului, probabil, și acum se votează, nu știu. După anul nou, după ce eu revin în funcția Partidului Socialiștilor, noi vom examina, PSRM-ul va examina oportunitatea creierii sau nu a coalițiilor pe termen scurt și pe termen mediu. Vom vedea dacă se poate de creat astfel de coaliții și dacă va fi în interesul nostru să creăm astfel de coaliții. Asta este poziția noastră, dar cel mai probabil, dacă se vor crea coaliții, vor fi create în jurul și cu participarea Partidului Socialiștilor. Altă formă de coaliție nu văd. Repet, varianta ideală ar fi o coaliție largă între stânga și dreapta politică. Avem doi lideri și două partide cu legitimitate sporită în Republica Moldova. Dodon cu PSRM și Maian Sandu cu PAS. Astea sunt două forțe cu legitimitate sporită. În interesul țării ar fi bine să existe un dialog. Și lucrul ăsta eu l-am propus încă din luna iulie-august. Ei au refuzat toată etapa aceasta. O să vedem ce va fi mai departe. Al patrulea subiect important de actualitate. Alegeri anticipate sau nu? Vreau să cunoașteți poziția mea, poziția colegilor din PSRM, care am anunțat-o de mai multe ori și nu s-a schimbat. Noi considerăm că acest Parlament trebuie să fie dizolvat. Noi pledăm în continuare pentru alegeri parlamentare anticipate. Întrebarea când? Sau prima, cum și când? Cum de dizolvat Parlamentul și când de numit alegerile parlamentare anticipate? În acest Parlament noi avem 40 deputați minimum, asta fără socialiști, care nu vor alegeri parlamentare anticipate. Dacă socialiștii ar fi împotriva anticipatelor, să primești 70, 77, 80 deputați care nu vor avea anticipate. Deci formula dizolvării acestui Parlament ține de Partidul Socialiștilor. Noi vom fi cei care vom decide când și cum. Cum poate fi dizolvat? Guvernul Chicu nu va pleca în demisie. Noi am avut discuții cu domnul prim-ministru și azi am discutat. Noi nu examinăm varianta ca cineva sub presiune să impună acest guvern să-și scrie cereri de demisie la inițiativa proprie. Pentru că aceasta va fi iresponsabil față de cetățeni și față de țară, în condiții de iarnă și în condiții de pandemie. Dar guvernul, domnul prim-ministru, este persoană responsabilă față de interesele țării. Deci noi nu examinăm la această etapă demisia din cont propriu. Acum, cei care inițiază astfel de moțiuni, am auzit moțiuni de cenzură a guvernului. Și ce o să faceți voi? Eu am auzit că Filip, Candu, Șor, cine mai sunt pe acolo, să gândesc să fac moțiune de cenzură. Ăsta Năstas. Dar voi înțelegeți? Voi doar nu vreți la începate. Voi dacă vă duceți la începate, ați dispărut pe arena politică. Voi să demiteți guvernul Chicu neavând claritate cum numiți altul? Eu merg la începate fără probleme. Dar voi ce o să faceți? Eu și cu doamna Maia Sandu mergem la începate. Deci eu cred că cel mai probabil acest guvern nu va pleca în demisie și nu va fi demis de alți jucători, pentru că socialiștii nu vor vota demisia acestui guvern. Evident, pentru că e guvernul pe care noi l-am susținut, acest miniștri pe care noi am delegat. Iar eu nu cred că alte partide vor putea găsi voturile necesare pentru a demite acest guvern. Deci propunerea noastră este și vom proceda în felul următor. Trecem iarna. Și în luna martie-aprilie, după ce am trecut iarna, am trecut perioada grea de pandemie, luăm decizia. Ce facem mai departe? Dacă găsim și considerăm oportun să mergem la începate, dar eu consider că trebuie dizolvat acest Parlament, atunci găsim formula legală. Eu aș propune că alegerile parlamentare începate să aibă loc în luna octombrie-noiembrie 2021. O să trecem de pandemie, sper,
O să trecem de crizele astea economice și sociale. Până atunci rămâne guvernul ăsta minoritar cum este acum. Greu o să fie. Va fi necesar discuții în Parlament. Permanent, fiecare proiect de lege, că avem bugetul și politica fiscală, trebuie să fie votat în decurs de 2-3 săptămâni. Va fi foarte dificil. Dar eu cred că se va găsi soluții și se va merge înainte. Și al cincilea subiect, așa mai amuzant. Văzut mulți care mă critică. Mulți își fac grijă de Dodon, dacă e sănătos sau nu. Sănătos. V-am nehvarat. Îmi dau sfaturi. Unii mă îngroapă deja politic. Eu am doar o singură grijă. Как не простудиться на ваших политических похоронках или панихиде. А так, а чей, кари улуат он процент жмати, зеру чинь, ши, тежа вводин тоати пацли. Евидент, ка лидеру, кари, кяр дак ажонс пи локу 2, кари акумулат 49% ин цара, ши песте 42% цин конди вотул диаспори, evident că noi nu avem absolut nicio problemă nici cu acest rezultat, pentru că atunci când mergi în alegeri, în bătăliile electorale, îți două variante. Ori câștigi, ori pierzi. Și tu îți asumi din start riscul ăsta. Că ori ai să câștigi, ori ai să pierzi. Eu vreau să spun că în a mei, din 2009 încoace, 11 ani, eu atâtea câștiguri și atâtea înfrângeri am avut. Aceea îți aminte 2011 în Chișinău. Am pierdut la diferența de 2000 de voturi. Mi-a furat atunci victoria. Când cu chetoacă. De ce? Nu vă faceți grijă. Noi avem agenda noastră foarte clară. Știm ce trebuie să facem mai departe. Mai mult ca atât, eu vreau să vă promit că voi continua să ajut oamenii. Eu în ultimii 4 ani am ajutat peste 300.000 de cetățeni. Unde cu o casă, le-am cumpărat casă, unde cu mulți copii și le-au ars casă sau multe situații dificile. Unde am ajutat bătrânii, unde operații la copii, la coauzul, multe. Câteva sute de mii de persoane eu le-am ajutat în acești 4 ani. Eu îi urez doamnei Maia Sandu, după ce, dacă va fi validat mandatul și va intra în funcție de președinte, să procedeze exact așa, să ajute oameni. Mai mult ca atât, eu îmi pun ca scop, ca agenda, să merg în continuare masiv în teritoriu. Eu voi merge în primul rând în toate localitățile unde am obținut 50+. Toate satele din Republica Moldova, care au votat peste 50% pentru Igor Dodon la alegerile prezidențiale, eu le voi vizita prioritar în următoarea perioadă. Îmi pun ca scop să merg în toate satele. Și în toate raioanele, în toate regiuni. De exemplu, mâine o să fiu în Găgăuzia, unde pentru mine au votat 95%. La nord au votat câte 85%, 80% unde raioane. Voi merge și acolo. Astea sunt primele 5 subiecte de actualitate și eu înțeleg că sunt și întrebări deja care vin. Vin întrebări sau nu? Sunt, da? Okay, mă uit aici și în internet. Haideți să repede să uităm ce întrebări au dat colegii din media, din presă. Da, întrebări la presă. Unimedia, va demisiona sau nu Chicu? Am spus, e clar aici, n-ai ce adăuga. Так, Ботнаренко Юрий, Адиверу. Лаудару зі, după ce mai Sandu a câștigat alegeri, Klaus Iohannis a acceptat invitația președintelui de a veni în Chișinău. Cum crezi și România manifestată deschidere? Păi, clar, au susținut-o în alegeri prezidențiale, deschis România, în primul rând. În al doilea rând, eu cred pentru dânsă e mare fericire că un cetățean în României a devenit președinte Republicii Moldova. Ce nu e nimic straniu. Cum credeți, de ce diaspora s-a mobilizat atât de masiv împotriva dumneavoastră? Eu cred că a fost un vot geopolitic. Am avut o mobilizare mare, foarte mare, în țările membre ale Uniunii Europene și am avut o mobilizare destul de joasă în partea cealaltă, în Federația Rusă, unde toți sunt câteva sute de mii de cetățeni care se află permanent sau temporar. Dar eu sunt ferm convins că după această mobilizare masivă din UE, la următoarele alegeri, care vor fi ele, parlamentare, prezidențiale, va fi o mobilizare foarte mare și în Federația Rusă. Eu cred că acolo sunt rezerve, de asemenea să iasă 100-200.000 de oameni la vot. Bogdan Tanasov, в свете последних событий, акцент ТВ, и заявлений ваших оппонентов, у меня возник такой вопрос, есть ли у вас и у партии социалистов сегодня союзники или партнеры? Конечно, есть союзники, это народ Республики Молдова, в первую очередь. Но мы готовы находить общий язык со всеми партиями, и на правом фланге, и налево. И мы об этом, я об этом не раз говорил. Мир.ру, Москва, Прима Молдова, тоже Москва.
Вы сказали, что собираетесь рабочим визитом в Москву. С кем вы там встретитесь? Какие вопросы? Ну и, пожалуйста, самое главное, 1 января заканчивается срок беспошлинного ввоза товаров на российский рынок. Будете ли вы говорить о продлении этих преференций для молодых товаров на рынке России? Ну, хороший вопрос. Знаете, что у меня вчера был разговор телефонный с Дмитрием Николаевичем Скозыком, спецпредставитель президент Российской Федерации по Молдове и по Приднестровью тоже. Мы общались насчет двухсторонних отношений, затрагивали и вопрос экспорта, потому что у нас беспошлинный экспорт, поставки наших сельхозтоваров на российский рынок истекает 1 января. Конечно, я сторонник того, чтобы продлили хоть на какой-то период, потому что ну, это наш производитель. Когда я планирую, я думаю, что я поеду после 23 декабря в Российскую Федерацию. Уже есть предварительно, мы запустили согласование по поводу встреч на уровне руководства Государственной Думы, руководства партий, с которыми у нас есть соглашение, потому что у нас есть соглашение и с Единой Россией, и с Справедливой Россией, у нас даже хорошие контакты, не помню, если мы заключали соглашение, и с партией коммунистов Зюганова. Поэтому у нас практически со всеми думскими партиями есть хорошие отношения, и я очень надеюсь, что до Нового года мы успеем с ними встретиться. Кстати, хочу воспользоваться этой возможностью и поздравить сегодня день рождения Его Святейшества Патриарха Кирилла. Вам здоровья, спасибо большое за то, что вы делаете для нашей веры православной. Так, против ве, паза, стат, дистат майсандр, арас, требари. НТВ. Дом Шлин Чурмяс, Сентымплику, Ачели, СССР, Привин, Транспорт, Организат. Анспус, Дежак, ним адресат для ЧЕК, Ждюката. Аша. Эсфалкос, Антребер, для прессы, Шик, Этива, Антребер, Дела, Читатень. Аша, ему там причипу, Сачели, Антребер. Так, ну давай, Ника, откуда у Сатова появляются моментальные планы на ваше будущее, ходы и кадровые перестановки? Оттуда утекает информация, когда вы ему, предателю, поставите мат в этой игре. Ну, он сам себе поставил. Поддержав мою санду, он себе мат поставил сам. Поэтому... Серджио, буна зио, домой пшеницы, сын локуитора, сатлу, слобузия, мари, на момент актуалмы час констрентат, интребаря мя пентру дневастра, есть исполнится мрок, кынт, осе плечи, улети, кафи, кари, продукатор, миксы, пуата, сэш, экспорти, продусу, сингур, фар, интермедиар, Сфим експорт симплу și transparent. Vă mulțumesc frumos. Sergiu, noi nu avem acum restricții la export. Fiecare poate să exporte diferent de volumele care le are. O tonă sau 100 de tone. Dar voi vorbi cu colegii de la guvern, poate putem ceva suplimentar să simplificăm. Fără nume. Întrebare numărul 1. Dacă ați putea să dați timpul înapoi, v-ați schimbat atitudinea față de diaspora? Dar eu n-am niciun fel de atitudine rău față de diaspora. Ei sunt prietenii noștri, sunt rudele mele. Eu v-am spus, cumnat meu lucrează la Moscova, verișorii mei lucrează la Padova în Italia, unii din ei, finul meu în Portugalia, cu fină. Sunt oamenii noștri. Și în est și în vest. Cetățenii noștri care așteptăm acasă. Ce fa bun și semnificativ pentru Moldova îți face în calitate de președinte pe ultima 100 de metri. Eu am făcut multe lucruri bune, nu vreau să le numărez, dar eu cred că cel mai important lucru, că noi nu vom destabiliza situația în Moldova și nu ne vom ține cu dinții de fotoliu, așa cum cred unii. Poporul a decis. Responsabil, e normal, dă dovadă de înțelepciune și merge mai departe. În ce sunt de inițiative, eu sunt gata să semnez toate legile care vor fi aprobate de Parlament. Am văzut că acolo se votează cu o majoritate destul de mare, chiar și unanim, le semnez și mergem înainte. Gamarat Nicolae, nu vine să cred că cei peste hotare ne hotăresc soarta noastră ce e acasă. Oricum ei nu se mai întorc. Ce au vrut ei să ne demonstreze nou? Nicolae, alegerile au trecut calm, liniștit. Eu știu, mesajul este permis foarte mult. Cojocar Vitalie, Igor Nicolaevич, vă ca lider самой большой партии, будете ли продвигать закон о реформировании судебной системы, в частности, рассмотрение уголовного дела с присяжными и так далее. Виталий, я думаю, что после Нового года мы вплотную займемся вот этой судебной реформой. В какой форме и как, то есть менять концептуально, потому что сейчас одна система, у нас нет суд присяжных. Это разные системы. Это будет решать специалисты. Но то, что будем двигаться, это 100%, я вам обещаю. Лори, дичешан мита диаспора, вот после летать, где вот так пошла партия бюллетеней экспирати. Suntem obligați să fie la noi interior cu actele în regulă, buletină, soție de fișă. Noi am sensibilizat asupra acestei probleme.
Noi mai mult ca atât avem în Italia câteva cazuri când s-a votat cu pașaport anulat. Și s-a pașaport anulat. Pașaport străin, tăiet. Și lui s-a permis să voteze. Lucrul ăsta e fixat, documentat. Deci ei așa am mers la CEC, la Curtea Constituțională vom merge în instanță judecată să demonstrăm că s-au fraudat alegerile. Și destul de masiv. Conform Constituției Moldovei, cetățenii au dreptul darau și îndatoriri obligațiuni față de țară. Articolul 58, capitolul 3 spune că ce obligațiuni financiare au cetățenii față de stat. Cum își onorează obligațiunea diaspora la acest capitol? Poate totuși e necesar de introduce taxe și așa mai departe. Haideți să ne grăbim cu astfel de declarații. Încă o dată, ei toți sunt cetățenii noștri. Ei toți sunt cetățenii noștri. Da, este experiența diferitor state. De exemplu, Armenia nu permite celor din afara țării să voteze, doar în cadrul ambasadelor. Statele Unite, dacă nu greșesc acolo, dacă achiziți impozite, ai dreptul și de vot. Hai să ne grăbim acum să nu facem declarații pripite la acest capitol. Calm, liniștit, alegerile au trecut. Dar unele concluzii după aceste alegeri, la sigur, noi trebuie să le tragem. În ce direcție și cum să reglementăm, o să decidem împreună cu colegii. Nu vreau să spun acum careva lucruri care vor fi interpretate greșit, dar unele reglementări sunt necesare. Ce presupune implementarea pachetului 3 energetic în statul vecin Ucraina după implementarea pachetului 3, prețul la gaze la consumator final s-a mărit. Mulțumesc, sănătate dumneavoastră și familie. Mulțumesc pentru urări. Noi implementăm pachetul energetic. El presupune unele chestii de reglementare a activității celor care lucrează în domenii, în domeniul gaz, energie electrică. La noi, implementarea pachetului 3 nu va duce la majorarea prețului la gaz. Mai mult ca atât, cunoașteți că noi am obținut unele micșorări a prețului la gaz și acum primim gazul mai ieftin. Виталик, уважаемый, хотелось бы узнать, какие будут изменения в программе «Прима касса». Виталик, сейчас мы на стадии обсуждения налоговой политики на следующий год. Я думаю, что в ближайшие две недели вместе с премьер-министром, с министром финансов, с спикером парламента мы это рассмотрим. И уже в налоговой политике и бюджете следующего года подумаем какие-то новые инициативы для того, чтобы поддержать тех, которые хотят получить или покупать себе жилье через Примакас. Ольга, здравствуйте, Игорь Николаевич. Скажите, пожалуйста, это правда, что у вас есть российское гражданство? Мы, ваши сторонники, возмущаемся, что в нашей стране президент будет с двойным гражданством. Ольга, у меня нет гражданства другой страны. Не было, нет и не будет. Я, конечно, не критикую граждан, которые имеют другое гражданство, но я считаю, что президент страны должен и обязан иметь только одно гражданство. Гражданство Республики Молдова. Кстати, у нас есть такие ограничения в специальных законах, к примеру, в СИБе, Службе информации и безопасности. Там ограничение, что граждане других стран не могут становиться сотрудниками СИБа. Я думаю, что это правильно. Я думаю, что нужно это вводить, ограничение, и в специальные законы, которые регламентируют, к примеру, выборы президента Молдовы. Я считаю, что нужно ограничить. И мы выйдем с такими инициативами. Будем двигаться дальше. Aceste au fost întrebările, stimați colegi. Acum haideți repede să vedem care sunt întrebările care au venit. Eu vreau emisiunea să le facem mai scurte. Ilie Cornea, domnul președinte, bună ziua. Cum comentați toată această propagandă de ură anti-Dodon? Cei slabi, alt soluții nu au. Merg cu ură. Și mă uit cum unii manipulează. M-au văzut că merg la sport. Păi ce e rău în sport? Ce e rău că mergi la sport? În timpul mesei. Și ne-a scris sesizare, dar cât merg până la sport? Dar exact ora când a fost, am fost sau n-am fost? Că uite, primești bani, dar s-a fost la sport. Dar atunci când tăți sâmbătă și duminică îmblă pe-n țară și rezolv problemele oamenilor, atunci nu numărați. Știți-vă. Hai lăsați toate speculațiile astea și ură. Departe nu o să ajungeți cu asta. Și nu să pați groapa altuia pentru că o să măriți voi în ea. Mariana Dâtcă. Așa și nu se dau la timp salariul la calea ferată. Mariana, o să verific. Acolo probleme sunt la calea ferată legate nu de director, legate de criza economică în care se află transportul în Republica Moldova. A scăzut transportul pe calea ferată de câteva ori în acest an. Din cauza COVID-ului mai întâi și pe urmă din cauza secetei, că nu au ce transporta cereale. Dar știu că se face tot posibilul totuși să fie echitat salariul. Анжела Чеботарь. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Скажите, пожалуйста, почему медработника не выплачивает вовремя обещанные 16 тысяч и вторую зарплату медработникам первой линии? Анжела, я проверю с коллегами из правительства.
Насколько я знаю, увеличение зарплаты на 1 сентября было на 30% всем медработникам. На 1 января должно быть второй этап увеличения на 30%. Но спрошу по вторую зарплату медработникам первой линии. Я спрошу. Прошу и отвечу на следующей передаче. Мария, у нас в законодательстве написано, что президент имеет право иметь два гражданства. Мария, я ответил на этот вопрос. К сожалению, у нас в законе нет ограничений. Я считаю, что это неправильно. Андрей, предсулагаска но все микшорезовый рог распунится. Андрей, сам микшорарку до воспроизведения поручения дедланты ноябре. Шеспер форте мутковом гаси резерве пентру микшора ин континуаре. Татьянка Калапатюк. Здравствуйте, Игорь Николаевич, село Романеште. Большинство проголосовало за вас, и это радует. В июне вы нашему селу перечислили 5 миллионов лей на канализацию, которую надо было только завершить. Но наш примар даже палец об палец не ударил. Когда ему говоришь за эти деньги, он говорит, что это неправда, вас дезинформируют. Игорь Николаевич, помогите решить эту проблему. Запах стоит неимоверный, а уже 5 лет мы ждем, когда заработает новая станция. Тем более 5 миллионов, не 500 тысяч. Надеемся на решение этой проблемы. Спасибо, мы с вами. Татьяна, проверим. Вот мои советники сейчас услышали, и мы проверим. Ион Жусан, Игорь Додон, песни патруань ва кандидаре петар пенфекции шеф дестат савкари урматурл невел дим пункт дивидери политик. Ион, я кред, что есть приматур, спонимо окончил арфи песни уан. Ну, песни патру. Харица видим. Ревинам партиду социалиштилар, партид, который есть чел мой марин Република Молдова, шва континуа са фи. Ше видим, бо фи алегер парламентар, инчипати чел, пробабилно, на урматур. Evident că voi fi în fruntea partidului și voi candida pe listele Partidului Socialiștilor și voi trage partidul după mine și la sigur partidul va intra în următorul parlament cu un scor foarte bun. Deci este prematur să spunem unde și când și ce vom face. Noi ne axăm acum pe lucrurile care ne ocupăm în fiecare zi. Alex Avadabos, ați lăsat americanii să facă ce vor în Moldova. De asta ați pierdut alegerile. Nu o să comentez. Eu peste o oră jumătate am întâlnire cu ambasadorul SUA. Și dacă acum o să spun ceva așa, tot ce cred eu, nu o să vin la întrevedere. Noi trebuie să fim în relații bune cu toți. Dar evident că unii își bagă nasul prea adânc. Iurie Gârlea, amnistie pentru moldoveni de Federația Rusă va fi. Iurie, vom vorbi la acest subiect atunci când voi fi în vizită de lucru până la sfârșitul anului în Federația Rusă. Мегу, когда нашим гражданам разрешать въезжать в Россию? И этот вопрос намерен обсудить в рамках моего рабочего визита до конца декабря. Габриэл Калин, он джеурли амфлуенцат алледжерли? Дребари, ю кредка да, амфлуенцат алледжерли. Подфинмит активитаты лорд дрепт инжеренция на алледжер? Он спуска да. Дече авема пропи зеро он джеур fără finanțare străină. Poate e timpul ca cele 2% din impozite care pot fi donate în geurile să fie micșorate, majorate la 5, ca aceste organizații să nu mai reprezinte interesele străine, cerând finanțare de acolo, dar finanțându-se din contul cetățenilor Republicii Moldova. Gabriel, evident că noi avem peste 14.000 de geuri în Republica Moldova, multe dintre ele finanțate din Occident. Eu am spus acest lucru de mai multe ori. În această campanie le-au fost de partea oponentului meu, acesta este finanțare ascunsă a campaniei electorale. Eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine cum reglementăm lucrul acesta pe viitor. Unele țări, în genere, au interzis finanțarea străină a ONG-urilor care se ocupă cu subiecte politice. Umanitare, poftim, dar nu subiecte politice. De aceea o să ne gândim foarte, 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 foarte atent și vom veni cu unele propuneri. Socialiștii vor veni cu unele propuneri de reglementare. Viorica Corlateanu, domn Dodon, aveți ceva de spus în fața poporului? Considerați că ați fost mereu corect în toate acțiunile dumneavoastră? Viorica, eu consider că eu am făcut tot posibil ce mi-a stat în putere. Eu consider că noi am făcut multe lucruri bune. Eu consider că am făcut și unele greșeli. Dar cine nu face greșeli? Doar cei care nu fac nimic. Dar toate reușitele, nereușitele, eu mi le asum, toate care au fost în acești 4 ani. Eu consider că a fost o experiență bună. Eu consider că am devenit mai puternic din punct de vedere politic pentru următoarele lupte electorale, politice, în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Eu vă asigur că voi fi tot timpul alături de cetățenii din Republica Moldova. Я обещаю, дорогие друзья, скажу на русском, на что очень много русскоязычных тоже нас смотрят, вот вопросы спросят.
спрашивают, а можно на русском сказать? Я вам обещаю, дорогие друзья, не опускайте руки, не падайте духом. Я остаюсь рядом с вами. И я не позволю, чтобы кто-то издевался над нашими гражданами и над нашими ценностями. Если мы увидим, что следующий президент попытается что-то сделать против государственности Республики Молдова, против наших ценностей, мы будем делать все возможное, чтобы заблокировать. И законными путями, и через парламент, и через протест, если нужно будет, я вас буду призывать, и мы будем это делать. И будем бороться вместе. Потому что нас больше, если честно. Я уже говорил в начале этой передачи, что те, которые проголосовали за Майю Санду, ну минимум 15-20% проголосовали за нее, потому что думали, что нужно какие-то изменения. Потому что они устали от ковида, от засухи, от пандемии, от всего этого. И они хотели каких-то изменений. Они не голосовали за Майю Санду. Они просто говорят, ну давай попробуем вот так. Я думаю, что в ближайшее время они поймут. Разочарование будет очень большое. Нам нужно сейчас выдержать этот удар. А я уже научился держать удар. Я вам обещаю, что мы выдержим эту ситуацию. Тем более, когда за нами самая сильная партия, самая сильная команда. И мы будем идти вперед. Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать стабильность. Это правительство мы поддержим. И будем добиваться новых побед вместе. Спасибо большое. Я вам уцмеск. Вы урезан уикенд зелидю дих на плакуте. Лату личай пропиац. Курегрет мэн ярну. Лату чай пропиац мерген гагаузиан. Промискос мерген локалитецели. Кари вот атмосфер пентру мини. Пропо уну дин мвэцтори мей политич. Домну Воронин. И мама и критика никогда не кандидат. Ел мест псону лукру форти буну датам. Trebuie zeci, 14 ani în urmă. Nu 10, pentru că în 2011 noi ne-am dispărțit. Vreau 10, 13, 14 ani în urmă. Am spus că în ziua când s-au finalizat alegerile, a doua zi încep pregătirea pentru următoarele alegeri. Noi deja ne pregătim pentru următoarele alegeri. Eu de luni mă pregătesc de următoarele alegeri. Sunt alături cetățeni. Vă mulțumesc, sănătate și cu Doamne ajută!